Dezvoltarea pasiunei noastre. A noastră. Noastră. Pasiunei noastre. Pasiunei noastre. Pasiunei noastre. Nu, ei. Ei. Salut, om bun! Îmi doresc din tot sufletul meu să fii mereu fericit, mai ales în perioada aceasta să fii și mai sănătos și, bineînțeles, mai mult iubit și să ai bogăție abundentă și cu toții să fim maxim împliniți. Cu toții aflăm într-o perioadă unică din istoria lumii și o provocare la nivel internațional. Exact în această perioadă putem testa capacitățile noastre. Cât de înțelept sunt, cât de sănătos sunt, cât de mult rezist la provocări și așa mai departe. Se spune orice provocare aduce cu ea o oportunitate. Cât mai mare este provocarea, atât mai mare poate să fie și oportunitate, bineînțeles, doar pentru cei care sunt observatori, gândesc, sunt ambițios și fac acțiune. Aici este vorba de cum privim noi provocările care apar în viața noastră. O transformăm într-un succes sau lăsăm acea provocare să ne distrugă? Probabil zici că nu știu ce să fac în timpul crizei. Îți dau câteva idei și te ajut. De exemplu, eu am luat decizie exact în această perioadă să muncesc și să ajut mai mult decât înainte. Cunosc oameni care exact în perioada aceasta dăruiesc mai mult. Pentru tine care ai probabil mai mult timp și stai acasă, ai acces la internet? Bineînțeles că da. Perfect! Care este pasiunea ta? Caută pe YouTube tutoriale despre pasiunea ta și ceea ce îți place să faci cel mai mult. Poate îți place să gătești, să dansezi sau să fotografiezi. Ai cuvântul meu că poți să găsești o grămadă de videouri și informații foarte valoroase pe YouTube pentru ce tu ai nevoie. Sub acest video îți dau câteva link-uri cu videouri și canale YouTube care au fost și sunt de mare folos pentru mine. Hai să folosim timpul acesta înțelept și să investim în noi și în dezvoltarea pasiunei noastre. Sau noastră. Noastră. Pasiunei noastre. Pasiunei noastre. Pasiunei noastre. Nu, ei, ei. Pasiunea noastră. Noastră. Pasiunea noastră. Pasiunea noastră. Nici nu mai știu. Pasiunea noastră. Și în dezvoltarea pasiunei noastre. E bine? Perfectă. Așa se face. Cu toții. Eu până când citesc limba română, am de treabă. E ok. Învăț eu. Împărtășesc cu tine o viziune. După ce se termină această perioadă dificilă, pe lângă jobul meu, am făcut mie un cadou minunat și am pornit primii pași pentru dezvoltarea vocația mea, dezvoltarea vocației mele, dezvoltarea vocației mele ca să o transform într-un business de succes. Hai, acum este rândul tău, al tău și al tău și al nostru să arătăm nouă ce putem să facem și să folosim capacitățile noastre nelimitate. După ce ai dat like și subscribe, te rog să împărtășești acest video cu mai mulți oameni în jurul tău ca să creăm împreună o societate plin de oameni mai fericiți, sănătoși, iubiți, bogați și împliniți. Adversity makes some people to break and some people to break records.